din zone în care nu ne așteptam, de la prezidenții din jos și mai departe. Problema s-a repus în discuție o mulțime de teme care credeam că au murit de prin anii 90. Se pare că nu. Bun, am invitat pe Marius și mulțumesc că a acceptat foarte repede și iute. I-am zis că cu ocazia asta ne mai și vedem, că mulți dintre noi nu mai reușim să ne vedem. Avem doi invitați, pe lângă Marius, Vasile Ionescu, salut, mersi că ai acceptat, și Iulius Rostaș, pe care nu-l cunosc, acum îl cunosc în sfârșit, am auzit despre el, nu ne-am cunoscut, nu ne-am văzut. Mersi că ai acceptat, vorbim, scenariul e deschis, nu o facem prea academic, să o facem mai lejer, mai ales că suntem puțin amețiți cu atâta ecrane. Ar fi fost bine să fim online undeva, pe viu, undeva să stăm, să povestim, dar asta este situația. Scenariul este, vorbesc câteva minute cei doi invitații, la liber, comentează o leagă de actualitate, pornesc de la carte, avem liber aceste discuții, după care îi las pe Marius și la sfârșit putem interveni, comenta, pune întrebări, cu cine să începem. Ai listă, tu ești novice pentru mine, cel puțin. Pe Vasile Ionescu l-am mai văzut, îl cunosc, îl iubim. Ok. Bine ai venit și mersi că ai acceptat. Poți deschide și începe. Eu între timp am... Mulțumesc de invitație și vreau să-i mulțumesc lui Marius pentru discuțiile care le-am avut și provocarea lansată să termin cartea într-un timp relativ scurt. Am citit cartea lui Marius și l-am ascultat, ne-am întâlnit astă toamnă la București. Și am considerat aceasta ca fiind o carte extrem de importantă pentru mediul academic românesc și pentru societatea românească. Pentru că aduce în discuție o temă foarte importantă, cea a rasismului și a teoriei raselor. Una din problemele pe care am întâlnit-o în toate cursurile pe care le-am predat în ultimii 8 ani a fost aceea de a defini rasismul și ce este rasa. Și, în special, începeam discuțiile cu studenții despre rasism, dacă este un fenomen, cum se manifestă. Toată lumea știa, dar nu-l putea defini ca lumea. Da. Atunci am realizat că, de fapt, una din probleme e că lumea nu are o bază, nu are conceptele și nu are istoria acestei idei. Cartea lui Marius oferă o istorie a ideii de rasă, mergând mult în adâncime pe anumite părți ale teoriei raselor, de la gândirea unor mari filozofi până la chestiuni intime ce țin, de exemplu, de anumite științe de care recunosc nu aveam habar înainte de a citi cartea lui. Nu știam că ar putea fi exista asemenea știință. Asta în primul rând. În al doilea rând, mă interesa pentru că eu, ca activist și ca scholar rom, mă interesa să-mi explic, nu doar mie, dar în primul rând mie, problema rasismului față de romi în Europa. Și atunci nu poți să explici rasismul față de romi, sau ceea ce numim antițiganismul, fără a avea o bază solidă în conceptele și teoriile referitoare la rasă. Cartea
care Marius o pune pe masă este extrem de importantă în acest sens. Am să dau doar un exemplu. În modul cum antițiganismul este definit de către organizațiile internaționale, este ceva tautologic. De obicei încep cu antițiganismul este o formă de rasism specială față de romi. Extraordinar, dar nu ne spune nimic de substanța ideii în sine. E absolut tautologic. Și de aici se marșează, unii mai adaugă o floricică, o alta. Fără a vorbi de fapt de ideea centrală, de superioritatea rasială, de inferioritatea asumată a romilor și de fapt ceva extrem de important care eu consider unul din elementele centrale ale antiziganismului, pe lângă inferioritatea romilor, devianța. Romii sunt portretizați ca devianți și inferiori. Inferioritatea normal manifestată prin dezumanizare, da? Care e parte din tot ce înseamnă relațiile de rasă explicate într-o asemenea dinamică. Iar devianța, știm bine cu toții, începe cu nerespectarea normelor și, bineînțeles, criminalitatea. Da. După părerea mea, cred că aș impune sau aș sugera mai degrabă această carte multora dintre cei care predau în universități pentru a prelua anumite teme și idei. Să dăm un exemplu, să dau un alt exemplu. Până de curând era mai degrabă o chestiune de zvonistică, da? Utilizarea de către filosofii iluminismului și în special a lui Kant a ideii superiorității raselor, da? Și bineînțeles rasa albă, europenii, da? Am găsit cartea aceasta într-un reader publicat în 2007 și mi-a făcut o plăcere deosebită să văd că Marius merge în extenso în cartea lui și dedică destul de multe spațiu analizei istoriei ideilor iluministe. Pentru noi, romii, aceste idei au avut o aplicabilitate absolut directă. Spuneam în analiza mea asupra antiziganismului că una din rădăcinile intelectuale ale rasismului față de rom se găsesc exact în ideile iluminismului, pentru că ele au inspirat edictele imperiale ale Mariei Tereza și al lui Iosif al II-lea privind asimilarea forțată a romilor în Imperiul Habsburgic. Și ei o făceau cu absolute bune intenții, încercând să își impună rolul lor divin în a civiliza romii. Da. Cred că ar fi absolut necesar să avem discuții mai profunde despre ideea de rasă și rasism, atât în România cât și în Europa. O să mai spun doar un singur lucru. În Europa, după al doilea război mondial și din cauza Holocaustului, ideea de rasă și rasism, dar în special ideea de rasă, a fost pur și simplu ștearsă din vocabularul academic. Doar în lumea anglosaxonă, în Marea Britanie, a mai fost folosit
conceptul ca atare. Ori nu cred că soluția este să nu utilizăm conceptul de rasă. Pentru mine, în analiza situației romilor, de exemplu, este extrem de important să folosim conceptul de rasă. Nu neapărat, bineînțeles, în sens biologic. Și aici este fantastică partea lui Marius, pentru că ne oferă diversele puncte de vedere și nuanțe ale ideii de rasă. Atât evoluția, cât și nuanțele. Și atunci rasa devine o categorie analitică extrem de binevenită pentru a înțelege diferențele nu doar etnice, ci diferențele rasiale în Europa. O să mă opresc aici și, bineînțeles, probabil o să intervin pe parcurs. Dacă vor fi întrebări, o să încerc să răspund. Vă mulțumesc! Vasile, microfonul. Da, mult. Eu când nu am uitat să-mi deschid microfonul, scuze. Mersi. Tu unde te afli acum, până vine Marius, Iulian? Eu sunt la Berlin. La Berlin ești. Da, ok. Nu că m-am mirat că vorbeai despre școală la copii, zic, în ce cartier ești, frate? Merg la școală, bun. Mai povestim pe parcurs, că mai aflăm care pe unde sunt. Mersi mult, domnul Vasile Ionescu, nu v-am văzut de un car de ani. De cel puțin câteva când ne vedeam pe la Cluj mai des. Mersi că ați acceptat să fiți alături. Cum vi s-a părut cartea? În primul rând, eu cartea am citit-o în versiunea engleză, când a apărut. Am și plătit-o. Dar mi-a făcut... foarte curios, pentru că îl cunoșteam pe autor, îi citisem mai înainte câteva cărți și mi s-a părut inevitabil să ajungă la o astfel de carte, o dată ce studiezi, să zicem, eugenismul negativ din Europa Centrală și de Est. Adică n-avea cum să ne ajungă la cartea asta. Cartea, din punctul meu de vedere, este importantă mai ales prin baza de date, adică are o bibliografie foarte densă, cu autori de care mulți n-am auzit, pe care nu îi găsim nici pe net. Asta e partea, zic eu, cea mai interesantă în cărțile lui Marius, faptul că e foarte bogată în surse. Cartea, pe de altă parte, mi se pare interesant că o discutăm chiar astăzi, când este 14 mai și este ziua independenței Israelului. Spun asta pentru că există o istorie a antirasismului românesc scrisă de un personaj care, din păcate, nu mai este acum printre noi, pe care îl cheamă Nicolae Gheorghe. Nicolae Gheorghe a mers pe versiunea lui Herzl, adică o posibilitate de a lupta sau de a te apăra contra rasismului ar fi ca evreii, în cazul Nicolae Gheorghe, romii, să aibă un statut în Europa. Prima lui bătălie a fost și dizident în perioada comunistă, a fost presiunea pe statul român să recunoască romii ca minoritate națională. 8 ani de zile a fost urmări de securitate, dar în 90, cum bine știți, romii au fost recunoscuți ca minoritate națională. Nu au folosit la nimic sau aproape la nimic chestia asta și atunci Nicolae Gheorghe a încercat, ca și Herzl, o perspectivă europeană și a scris două cărți interesante, Romii, minoritatea europeană, nici așa n-a mers. De aici spun toată povestea asta pentru că aș vrea să ne fie foarte clar că chiar dacă se folosește așa retoric termenul antigipsism, rasismul antirom, romofobia, cum vreți să-i spuneți, nu este deloc definită. Nicolae, de pildă, a mers pe o variantă care presupunea o apropiere de versiunea, să zic, evreiască, ținând cont de noua schimbare în Europa de după 90, un pic cam prea cosmopolită teoria lui, pe o confuzie, aș zice eu, cu drepturile omului, care acum nu prea mai funcționează, adică e un anume relativism legat de asta. Dacă ne apucăm să înțelegem pe cazul specific românesc, să nu uităm că rasismul românesc este total diferit de cel european, mă refer la rom.
doar în țările române romii au fost țigani, cum vreți, au fost sclavi. Dacă vreți, holocaustul romilor din România este cam după, ca violență, cam după, se știe după cel al evreilor, dar mai ales imediat după statul german. Asta ar presupune că statul român ar trebui să-și asume, dacă ar fi un stat care se bazează pe drepturi civice, pe cauza istoriei sale, pe o etnicizare, nu, România e stat național. Aici poate că a fost, pentru că Nicolae Gheorghe a pierdut totul, adică ca și Herzl a murit singur, neînțeles, i s-a refuzat tot și probabil că aici este criza în care trăiesc lumea acum, incapabil, pentru că nu au niște elite suficient de competente, să, și mă bucur că Iulius scrie o carte despre rasism, și eu scriu o carte care se numește Critica rațiunii primitive, tocmai pentru că pornesc de la această neclaritate apropo de natura și cultura umană, dacă omul, țiganul, cum vreți să-i spuneți, romul, este prin natura sa sclav. Rousseau, să zicem că avea o altă opinie când critica civilizația, că i-ar fi rasistă, dar discipolul lui Kant, cum bine știți, a fost rasist. Adică observați și în România, sunt foarte multe cazuri în care antirasiști pioși, brusc îi vedem la televizor că sunt niște rasiști foarte duri. Nu zic acum de la cazul celebru al președintului, nici de scăparea, consider eu, a domnului Tismăneanu, care e clar că nu e un rasist, adică bag mâna în foc pe asta, îmi pofida ce zic unii. Dar uneori lucrurile sunt. Deci, ca pe o concluzie legată de cartea lui Marius Turda, consider că ea va avea urmări. În primul rând, ceea ce constat este că are urmări în mișcarea romă, adică ne-a pus pe treabă pe unii dintre noi, Furtună și el și-a propus probabil să scrie ceva despre asta. Ne așteptăm că, din păcate, romii nu prea se duc în arhive. Și în arhive sunt foarte multe documente. Să știți că mai toată perioada sclaviei e legată mai ales de vânzare și cumpărare sclavi. Aici se zice țigani. Dar noi uităm că o mare parte din români până la 1746 și ei erau vânduți. Adică statutul de român era apropiat de cel de sclav. Mulți din așa zisii țigani sunt de fapt români. Da? Era și o pedapsă, dreptul canonic. Biserica Ortodoxă ar trebui să spună mai multe. Deci, per total, cred că Furtuna, și am remarcat anumite adăugiri, n-aș zice că a fost doar o traducere, cred că autorul a mai băgat câteva, ceva fraze legate de situația românească și asta mie mi-a plăcut în mod deosebit. Bref, suntem în faza în care nu există o reflecție a elitelor românești. Știm motivele, nu sunt surse suficiente și nu te poți arunca pe un subiect fără să le ai. Adică asta nu e neapărat un reproș, să zicem, la adresa lui Emanuel Copilaș, care mie mi-este foarte drag, așa, sau a ta, Vasile Iernu, și mă rog, a tuturor care sunteți dragi, dar e evident că urmează niște pași în care să ne asumăm mai mult decât retorica, știu eu, de a fi apropiați de ceilalți. Trebuie un tip de societate civilă sau, dacă vreți, trebuie un tip de inteligenție românească un pic mai ofensivă, mai în față, ceea ce în cultura românească încă nu se întâmplă, dar poate că generația voastră, că voi sunteți mai tineri ca mine, s-a schimbat. În rest, felicitări, ce să zic. Mai intervin dacă e cazul. Mersi mult. Mă bucur că lucrezi. Așteptăm să scoți cartea, că am văzut că Iulian dădea din cap ceva. Asta, ceea ce e bine, înseamnă că o să aveți ce discuta. Dar, bun, Marius, te iau pe tine, că îți vine rândul încet, încet. Chiar așa, tu cum ai ajuns la povestea asta? Când ai început cu studiul asupra rasismului și chestia există chiar o deosebire între varianta englezească? Ai adaptat ceva pentru contextul românesc la carte? Eu n-am văzut varianta englezească, asta o știu. Și doar că m-a prins ce spunea Vasile Ionescu despre asta. Bine ai venit, dă-i drumul.
Da, bună seara. Mă bucur să fiu alături de voi și mulțumesc că ai organizat această discuție. E rar să găsești posibilitatea în ziua de astăzi să discuți lucruri extraordinar de serioase și importante din punct de vedere al impactului social, fără un antagonism și o ură de sine care cu greu lumea și-o stăpânește, de fapt, și răbufnirile personale sunt tot timpul cele care dictează tonul discuției mai degrabă decât argumentul logic sau argumentul academic. Și e frumos că putem să punem discuția asta destul de serioasă, dacă nu cea mai serioasă, cea a rasismului românesc împotriva romilor și nu numai. O să revin la acest subiect. Rasismul românesc ca și fenomen istoric, dacă vrei, în acest format. De la începutul studiilor mele despre naționalism am ajuns la problema rasismului. Nu poți să studiezi naționalismul românesc și cel central european fără să înțelegi traiectoriile subterane, uneori implicite, alteori explicite, ale gândirii rasiale. Mai ales în țări precum Ungaria, care eu am studiat-o cel mai mult, dar și în cazul Poloniei sau a Cehiei. Și am tot amânat discuția directă despre rasism până nu am terminat o discuție mai întâi despre naționalism. Și aici, într-un fel, este particularitatea atât a României cât și a regiunii. Și este greu de înțeles pentru oameni din America sau din Anglia rasismul românesc, pentru că nu înțeleg filiera etnonațională și pedagogia naționalistă a țării respective. Ei nu înțeleg, românii vorbesc prin prismele naționaliste și prin acea prismă naționalistă ei filtrează toată discuția rasială. Pentru un englez asta este foarte greu de făcut, pentru că dacă nu ești în acea cultură ontologică a statului națiune, nu înțelegi prea bine ce se întâmplă. Și asta am explicat și în carte la un moment dat, că unul dintre elementele esențiale acestei discuții este ideea de națiune, așa cum este ideea de istorie, ideea de știință și așa mai departe. Referitor la ce am introdus puține schimbări, dar esențiale, spun eu, și Vasile a remarcat foarte bine, pentru că, având în vedere că era o traducere pentru publicul românesc, am încercat să adaug mai multe exemple legate de cazul românesc, mai ales legate de perioada interbelică și perioada Holocaustului, care, sigur, cum s-au menționat și colegii mei, atât Iulius cât și Vasile, este sigur o mare discuție, general vorbind. Există o mare literatură despre Holocaust și despre deportarea romilor, dar, sigur, foarte puțini oameni au, de fapt, să nu-i spun curajul, dar dorința de a spune lucrurile pe nume și să nuanțeze argumentele rasiste sau rasiale ale ideii de curățire a populației rome sau a eliminării ei și așa mai departe. Și atunci am considerat că ar fi bine dacă aș putea să includ mai multe exemple de acest gen. Dar, cum spunea și Iulius, cartea trebuie gândită într-un fel didactic. Discuția este complicată despre rasism nu doar în România, dar peste tot. Diferența este că în România, sigur, ai un limbaj, o discuție publică despre rasism, cum spunea și Iulius, fără ca lumea să accepte cuvântul rasă. Și asta a fost și ideea cărții, de a reintroduce discuția despre rasă ca și categorie analitică. Deci când, din punctul meu de vedere, rasismul antițigănesc sau antițigănismul se definește simplu prin excluderea repetată și consistentă a romilor din istoria românilor, a expulzărilor, a uciderilor, a definirilor ca fiind ființe inferioare, a descrierilor ca persoana de care ai nevoie ca să-ți construiești ideile tale de superioritate. Majoritatea românească îți construiește un edificiu cultural-politic, începând cu secolul XIX, pe anumite categorii etnice și sociale, printre care se numără și romii, nu doar romii, dar romii sunt, mai ales în regatul României, categoria esențială prin care ei se definesc ca fiind, care trebuie, într-un fel, sigur, dacă nu păstrați într-o poziție inferioară, atunci trebuie eliminați sau îndepărtați prin deportări și așa mai departe. Ceea ce este interesant este că discuția istoriografică sau academică este într-un fel, nu ne face mare serviciu aici, pentru că dacă ne gândim
la toți termenii care au fost inventați în ultimii 30 de ani pentru a descrie, de fapt, pentru a evita rasismul, da? Vorbind de alteritate, vorbind de imaginea celuilalt. Păi, de fapt, mi-e jenă să spun imaginea țiganului în cultura română și spun mai degrabă imaginea celuilalt în cultura română. Da? Alteritatea din secolul XVII. Nu e, în loc să spun, da, domnule, în secolul XVII avem sclavi, nu? Și așa mai departe. Deci am construit un edificiu academic destul de stufos care evită foarte, foarte subtil de a pune degetul pe rană. Iulius a menționat asta foarte clar, că pentru că în discuția academică germană sau în Anglia sau în America, suntem acum la momentul în care dezbaterea are loc față de idei și concepte create special pentru a evita situația penibilă în care să acceptăm că am fost rasiști înainte de rasă. Da? Deci nu putem să ne gândim că erau oameni rasiști în evul mediu, pentru că în evul mediu nu aveau o idee de rasă. Dar nu putem să ne gândim că românii puteau să se gândească la romi sau la țigani ca fiind inferiori în secolul XVII, pentru că n-aveau idei de superioritate sau inferioritate. Ceea ce este complet fals. Sigur că aveau și în secolul XVII și ca și în secolul XIII, știai foarte bine că celălalt este diferit, că are culoarea pielii diferită, că mănâncă de pe jos, că nu se spală, că pute. Deci nu mirosul n-a fost inventat în secolul XIX de către știință. A existat și în peștera preistorică, cum există și în palatul din secolul XXI și așa mai departe. Deci toate aceste lucruri pe care științele le-au construit ca să protejeze discuția serioasă, începe acum în sfârșit să fie descăștușate aceste, ca să-i spunem așa, dacă vreți, lacăte ale discuției publice. Să nu uităm că România, cum ai menționat și antevorbitorii mei, nu există încă o filtrare propriu-zisă la nivel universitar sau la nivelul școlilor a dezbaterilor serioase despre istoria României. Deci metanarațiunile despre istoria României care există, chiar și cele care sunt alternative, sunt de fapt tot canonice. Da? Deci avem o discuție feministă românească despre istoria României care este scrisă la fel de pe poziție de superioritate și majoritate ca și cealaltă, care nu este feministă. Deci feministele românce nu sunt inclusive, nu includ feministele maghiare sau feministele rome. Deci dacă o feministă româncă scrie istoria României, cum s-a întâmplat, sunt multe cărți scrise, ele o scriu ca și cum o scrie oricare altul. Nu e și diferență, pentru că nu ai încă o dezbatere în care ideea de inclusivitate să treacă de granițele simple ale, cum spunea Vasile, ale doar a dorinței de a fi simpatic față de cauza X sau cauza Y, da? Și asta am încercat într-un fel în carte, care nu este o carte pentru specialiști, am spus-o de multe ori, este o carte destul de simplă ea, ca și conținut, așa, chiar dacă este bazată pe o cercetare care am făcut-o de mulți ani, de 20 și ceva de ani, dar este simplă din punct de vedere al scrierii, pentru că este adresată publicului larg și este adresată studenților și așa mai departe, oamenilor care vor să citească, dar nu vor să fie plictisiți imediat de o discuție oțioasă, super sofisticată, de terminologie, neologisme și așa mai departe. Și este la fel și în engleză cum este și în limba română. Nici un tânăr englez nu vrea să citească lucruri care îi se par foarte complicate și așa mai departe. Vrea să citească lucruri simple pentru că este interesat. Rasismul este acum o problemă care, din nefericire, ne macină și care facem victime și așa mai departe. Și din acest punct de vedere am gândit această carte ca un proces de reflexie, de uitare în oglindă, cum spunea Vasile, dar și unul didactic, conceptual, cum spunea Iulius, în care, sigur, nu discuți de sus sau din perspectiva gândirii libertății, corectitudinii politice, ei această discuție, sigur, o faci cu superioritatea intelectuală, cum s-ar spune, și te ascunzi în spatele conceptelor, pentru că tu în sinea ta, cum spunea și Vasile, suntem foarte pioși antirasiști, dar când nu ne vede nimeni, suntem de un rasism virulent și nu ne putem abține să nu spunem lucruri destul de penibile, atât față de noi înșine și față de oamenii din jur.
Și aici este această disociere sau disonanță mai degrabă cognitivă între spațiu privat și public, este ceea ce România ascunde rasismul profund. Pentru că toată lumea în sânul familiei, când se sau între grupuri mici de prieteni, vorbesc lucruri destul de rasiste față de maghiari, față de străini, față de romi și invers. Și în spațiu public există această chestie în care toată lumea încearcă să danseze puțin în jurul conceptelor, pentru că cuvântul propriu-zis, da, rasă, da, sunt romii inferiori, de ce? De cum s-a construit toată această discuție? Sunt românii superiori, de ce și cum? Gândiți-vă, de exemplu, că și am să termin acum cu acest mic, ca să dau și celorlalți posibilitatea de a spune un lucru. Gândiți-vă, de exemplu, dacă Herodot n-ar fi spus că dacogeții sunt cei mai viteji și mai drepti dintre traci. Dacă ar fi spus, dimpotrivă, că sunt cele mai odioase creaturi de pe fața Pământului. Cum n-am fi construit noi românii o genealogie istorică care să ne dea posibilitatea de a ne pune și noi pe mapa, pe harta istoriei omenirii? Unul exemplu, bineînțeles, dacă nu se întâmpla despărțirea de Roma și Constantinopol și toată creștinătatea rămânea în Constantinopol, în Istanbul, și noi nu ne puteam trage de la, de la Roma deloc. Și așa mai departe. Deci gândiți-vă toate aceste lucruri, cât de importantă este cunoașterea istoriei și cât este cunoașterea construcției discuției despre istorie. Și de aceea, într-un fel, trebuie să aducem istoria în discuție, pentru că, sigur, putem merge ca activiști și ca sociologi și ca gânditori politici să spunem rasa este un construct social și să ne uităm la problemele economice, sociale, la sărăcie, la case, la lipsa de apă, la lipsa de igienă și așa mai departe. Dar la urma urmei, chiar după ce le rezolvăm pe toate astea, românul tot se va uita la rom de sus. Deci el tot va rămâne ființa inferioară, pentru că aceasta nu este o construcție creată de faptul că e sărac. Este o construcție istorică care se leagă de faptul că e o altă ființă. Și aici eu încerc tot timpul să spun, trebuie să luăm taurul de coarne în acest fel. Pentru că eu nu sunt nici în poziție de a face lucruri, pentru că nu sunt foarte bogat, nu pot să mă duc să construiesc sate pentru oamenii săraci, că nu am bani, nu sunt nici în poziție de putere, că nu sunt în politică, nu pot să adob legi, nu pot să fac niciunul din aceste lucruri. Dar ce pot să fac ca intelectual sau ca om care a citit, este să discut anumite lucruri care mi se par mie că ar oferi măcar o înțelegere. Nu neapărat o soluție, că nu vreau să pretind că am soluții, dar măcar o anumită înțelegere a unor fenomene care sunt foarte complexe. Și aici cred eu că trebuie să venim împreună toți să discutăm lucrurile acestea public. Și această carte cred că este un început, ca și celelalte cărți care vor urma, pe care voi le scrieți și alții și așa mai departe. Și alții care nu sunt acum cu noi la discuție. Mersi mult. Da, putem să dăm drumul încet să intervenim cu discuții, comentarii, întrebări, oricine ridică mâna și sau pune pe deschide microfonul și intervine. Recunosc că pe mine în ultima perioadă m-a șocat o chestiune pe care nu m-am întâlnit fiind tată acum de câțiva ani. Cât de devreme intră percepția rasismul în oameni, adică în copii. De exemplu, te trezești brusc la un copil de 5 ani, vine cu niște și tu ești foarte atent, îi explici, adică vorbim de noi, eu sunt foarte atent la povestea asta, îl duc în medii foarte diferite pe copil și brusc mă trezesc la 6 ani cu niște afirmații, rămân șoc. Și îmi dau seama că în ce mediu trăim, cât de puternic este impregnată din grădiniță, din școală, tot mecanismul ăsta, în care ne formatează și pur și simplu ne trezim cumva destul de... Și atunci, evident că cărțile astea sunt foarte importante, fundamentale, sunt puține, din păcate, din punctul meu de vedere, și sunt binevenite când apar, mai putem discuta despre ele și ne dăm seama unde, cu ce probleme ne confruntăm. Bun. Da, te rog. Dacă până se gândește cineva la o întrebare, doar un mic comentariu la ce spuneai, gândește-te că, sigur, există și o anumită problemă pe care, și asta o știm cultural, sigur, un anumit sentiment de inferioritate pe care românii l-au în general pe
la nivel global, da? Cum se uită englezii la noi sau francezii, da? Mm-hmm. Recent vorbeam cu un prieten foarte bun, care nu știu dacă a intrat sau nu, care îmi sugera la un moment dat, mai ții minte când a câștigat Simona Halep premiul Roland Garros în Franța, și Charlie Hebdo a făcut o mică caricatură în care era descrisă cu... făcea analogii între ea ca fiind de origine, fiind romă, cu legea fier vechi și așa mai departe. Deci această percepție repetată în care românii înșiși sunt percepuți ca fiind inferiori, ca fiind aparținând unor culturi. Și bineînțeles că toate aceste lucruri sunt la rândul lor traduse după aceea la nivelul local, când se întorc în România sau când au posibilitatea ei la rândul lor să-și exprime frustrări, identitare și așa mai departe. Aceste lucruri care le-ai spus tu se întâmplă foarte des și aici și în America am observat asta. S-au făcut studii foarte serioase despre copiii la grădiniță și la școală și reacțiile rasiste care le au față de anumiți oameni. Da? Deci te joci în parc și dacă vine un negru la tine sau un alb, care este reacția copilului sau copiilor? Da? Și regretabil, așa cum spuneai și tu, regretabil, tu credeai foarte bine, copilul tău educat frumos acasă, el ascultă, sigur, Mozart, citește și pe Homi Baba și pe Nikita Stănescu, este complet liberal și progresist, dar în momentul când l-ai pus în fața unui rom sau în fața unui negru, începe să fugă. Mamă, este ce spunea Fanon la un moment dat, dacă ții minte foarte clar. Problema este în care copilul strage rochia mamei țipând, mamă, un negru. Acel țipăt ontologic în care se pare imediat pe negru de alb este ceea ce trebuie. Și asta este într-adevăr o problemă care nu începe la 25 de ani, începe mai devreme. Dar cum spunea și Vasile, și sigur, el a studiat lucrul acesta foarte bine, trebuie la un moment dat defini rasismul românesc într-un fel. Cred că după atâția ani de zile și după atâția oameni, a fost menționat și Nicolae Gheorghe aici și alții, suntem, cred că, la un moment crucial epistemologic în care suntem destui oameni din toate pozițiile profesionale, și sociologi, și filozofi, și istorici, în care totuși acest subiect trebuie în sfârșit pus pe tapet și discutat și integrat cum trebuie în discuția despre istoria României. Nu poți să ai istoria României, cărți, tomuri întregi publicate de Academia Română, în care niciunul din aceste subiecte să nu fie tratate. Este absolut jignitor la adresa inteligenței noastre, dacă nu altceva, nu? Domnul Muradar, pot să intervin doar cu un mic... Vă rog, vă rog. Cred că ar trebui inclus în discuție și polemica internă din mișcarea romilor europeană. Adică există un anume model care merge pe ideea romii sunt negrii Europei. Există un alt model de care vorbeam înainte, al lui Nicolae Gheorghe, care spune nu, mai degrabă suntem aproape de un model evreiesc. Evident, trebuie să existe și un model rom. Din păcate, el nu există, adică cei de stânga, să zic așa, romii de stânga, activiștii de stânga, merg pe ideea romii sunt negrii Europei, singura problemă a romilor este combaterea sărăciei, ceea ce e discutabil. Eu cred că este un efect al rasismului, discriminarea, toate astea. Deci această polemică, din păcate, în România a pierdut. Statul român, dat fiind faptul că e foarte rezistent la schimbare, cum bine îl știm, nu vreau să vă spun cuvântul cumpărat, dar o să mă gândesc la un alt termen, elitele rome care stau cu mințele, nu o să vedeți niciodată un protest al romilor. Nicolae Gheorghe, în ultimele lui lucrări testamentare, a spus un paradox care vreau să susțină ceea ce v-am spus acum. El a spus, țiganul nu poate fi rom. Ceea ce înseamnă că romii înșiși trebuie să facă un efort. De asta era el aproape de modelul evreiesc, care a presupus, cum spunea și Marius, până în alta, o reconceptualizare a ideii de sferă publică, adică sfera publică dominantă a statelor, nu știu ce, și atunci o rețea care să funcționeze până în alta ca punte de negociere. Asta nu au romii, nu au nici cu dumneavoastră cu inteligenția românească, nu au nici cu
proletariatul și putem să discutăm despre conceptul ăsta de sferă publică, pentru că și stânga și dreapta îl agrează. Deci da. Eu cred că marea problemă este ca, înainte de toate, romii înșiși să-și clarifice dacă pornesc pe un drum sau altul. Nu știu dacă e de așteptat ceva de la statul român, poate că e ca ieșirea din Egipt, adică e prea târziu să mai faci ceva, în definitiv, între timp și națiunea stat suferă, poate că sprijinul, așa cum s-a încercat de altfel după anii 90, adică au apărut un fel de recomandări, rezoluții europene privind romii, numai că s-a blocat. Ba chiar și programul Soros, decada incluziunii rome, romilor, dincolo de, să zicem, polemicile referitoare la societate deschisă și toate astea, a avut totuși un rol destul de bun, pentru că a pus 7 state din Europa Centrală și de Est în ideea să reflecteze la ce ar trebui făcut. Dacă o secundă, să nu pierd ideea asta. Exact cum spui tu, problema este dacă crezi că asimilarea sau includerea romilor în societatea românească va elimina inegalitatea sau rasismul. Noi știm foarte bine că, cum s-a întâmplat și cu negrii din America, tu poți să-i trimiți pe... asta a spus-o de fapt un mare gânditor mult mai devreme în Africa de Sud, Steve Biko, care a spus foarte simplu, problema care o avem noi ca negri, se gândea el, și exact ce spui tu acum referitor la rom, este că considerăm foarte simplu că dacă ne asimilăm în cultura albilor, va dispărea inegalitatea socială, economică, culturală, așa mai, va dispărea rasismul structural. Ceea ce este fals. El nu va dispărea. Deci faptul că discuția publică în România se bazează pe ideea de a-i asimila pe romi, se bazează exact pe principiul că dacă facem asta, nu vom ne ascundem și nu discutăm despre rasism. Pentru că, sigur, noi știm foarte bine că nu vor dispărea niciodată lucrurile astea, pentru că nu putem să discutăm care este problema majorității, nu? Problema, rasismul nu este doar problema romilor, este și problema românilor, nu? Da. Bănesc că știi, până la Revoluția franceză a existat un alt grup racializat, foarte dur, mai ales pe rasismul, să zicem așa, religios, cagoții din zona Franței, se pare că și Bourdieu avea un strămoș cagot. Ei au dispărut după Revoluția franceză. Mie mi se pare că o mare parte din romii din România, dat fi faptul că nu e o chestie de culoare, sunt mulți romi care sunt blonzi, cu excepția mea și a lui Ilus. Și atunci eu cred că vorbim în multe cazuri de ceea ce noi numim romi gagicanizați, adică culturi fără identitate. Sunt romi doar pe culoarea pierii, ceea ce nu e un criteriu corect. Eu cred că mulți romi ori să dispară pentru că se vor asimila în contextul nou european, au venit și mulți orientali, dar pe de altă parte cred că ceea ce mai în grupă, mai în serios, unii au numit romi adevărați, ei ar trebui până în alta să-și regândească bohemianismul, tipul ăsta de cultură fără identitate, de cultură care transportă, adică în clipa în care te întreb ce este cultura romă, așa afli că e o căsită din aia, o căsită din aia, de pildă romii români nu prea au prea multe în comun, sunt mai apropiați de români decât romii maghiari. Asta a făcut naționalismul. Asta a venit niște norme. În certurile care erau acolo cu grupurile religioase, cu bundul, sindicaliștii, și știm că toate statele au avut un interes să găsească rezolvare. Deci eu cred că prioritar este ca romii înșiși să ajungă să-și clarifice. Au existat, dacă vreți, încercări, de pildă European Roma Forum, RTF-ul, Forumul Nomazilor, a fost o instituție finanțată de Consiliul Europei care s-a prăbușit din cauza acestei lupte ca în Țigania, da? Să știți că e o carte care ar trebui recitită până alta în teoriile și puțin decolonizării. Da, s-a încercat la asta. Și în Țigania, da, regăsești până alta că oamenii ăștia se sinucid, dacă vrei, de o obsesie a puterii.
E un conflict totdeauna nu pentru altceva decât care este cel vizibil. Asta este, să zicem, că e specific unor culturi, să punem ghilimelele, primitive, dar e termenul barbar, cum folosea Buddha Edeleanu. Și cred că aici e nevoie romii, am terminat deja. Romii înșiși trebuie să facă un salt pentru ca să poată să intre în dialog. Da, într-o fel asta doar cu faptul că orice organizație romă, atât la nivel național, orice grup de elită rom sau grupurile de elite rom din România și internațional nu reușesc să articuleze. Deci voi romii critică rasismul românesc folosind limbajul majoritar. Nu folosesc. Asta este trebuie creat, cum spui și tu, ai perfect. Asta a încercat Nicolae Gheorghe să facă la un moment dat, deși Pietru n-a reușit, pentru că, sigur, cum spuneai și tu, sunt de acord cu tine, modelul evreiesc nu era cel funcționabil pentru ceea ce aveați nevoie sau ce trebuia atunci. Este foarte ușor de criticat pe român vorbind ca un naționalist român. Auzi? Da, ai niște eco, ai un eco, dar nu știu de ce. Suntem mai mulți pe un... Okay. Poate fi de la Veronica, a deschis microfon că vrea să vorbească. Imediat îi dau, bine ai venit, Veronica. Nu, nu de la ea, sigur. Mai sunt oameni care s-au înscris... Așa, și ultimul lucru, spun, mă refer că era chestia cu cât de mult doreau ei să se, de fapt, integreze. Nicu Furtună a scris despre acest lucru, despre perioada deportării. Și ceea ce este foarte interesant, când și Vasile vorbea că romii ar trebui, mai ales cei nomazi, să-și într-un fel reinventeze, dacă nu inventeze, sau să fie mândri de cultura lor nomadică, tocmai pentru a-și exprima o identitate a lor. Și asta e o discuție foarte importantă și în perioada interbelică, pentru că, sigur, în anii 40, când s-a ajuns la deportări, discuția a fost foarte simplă între ei. Dacă sunt sedentari sau nomazi, pe cine deportează, cine sunt pe liste, sunt romii sedentari sau romii nomazi? Și atunci poți să dai seama cum se definez romii sedentari ca fiind români. Deci ei încearcă foarte greu, tocmai ca să respingă deportarea, încearcă foarte greu să asimileze discursul rasist românesc, în care suntem legați de glie, suntem români în sânge, rămoșii noștri. Deci ei intră în logica completă a naționalismului românesc, tocmai pentru și aceste momente de ruptură istorică, momentele tragice din istoria României, sunt esențiale pentru a înțelege rupturile identitare. Dacă vrei să înțelegem cum, și asta a spus, trebuie gândit, nu vorbim, istoria romilor nu este separată de istoria României. Oamenii încearcă să scrie istoria romilor în România sau istoria romilor și așa mai departe, în loc să scrie istoria românilor și să scrie pe toate posibilitățile care există, bineînțeles, și așa mai departe. Deci, din nou revin la această sursă de inspirație, care este arhivele istorice, documentele. Trebuie la un moment dat ca oamenii, și aici educație și școala, da? Deci trebuie la un moment dat să publicul ar să știe toate aceste lucruri care țin de istorie, care țin de ce s-a întâmplat, să spun, în anii secolul 19 sau în secolul 20 și așa mai departe. Mulțumesc! Mersi! Am câțiva oameni care au intervenții și aș începe, Roxandra, tu erai pe listă. Eu citesc și comentariile, unii sunt mai civilizați, nu și intervin direct. Da, iar sunt eu prima. Te rog! Las că mai diversificăm și noi, mai vrem o voce de femeie, te rog. Mersi. Mulțumesc. Că ești aici. Eu aș avea nevoie mai degrabă o clarificare, pentru că am reținut din această discuție o idee pe care o găsesc destul de revoluționară, și anume ideea de a reîncepe să folosim conceptul de rasă. Mi s-a părut că am auzit chestia asta atât de la domnul Rostaș cât și de la domnul Turda, și mărturisesc că nu înțeleg foarte bine ce e rasa și cum anume putem să folosim acest concept în mod real, pentru că cum putem să definim de fapt rasa dacă nu biologic? Și definind-o biologic, mi se pare că cădem deja într-o capcană foarte mare, pentru că e vorba de o esențializare de fapt a ideii și a conceptului de rasă, și mă tem că tocmai folosirea conceptului de rasă ar produce și mai mult rasism, tocmai pentru că ar generaliza un fel de discuție despre ceva care se consideră că ar avea o esență.
Și asta este prima chestiune și legat de asta, mă întrebam dacă nu cumva, da, sigur, aici nu sunt foarte convinsă că așa este, dar mă întrebam dacă nu cumva există posibilitatea ca rasismul despre care s-a vorbit că există de secole, că există oameni care miros urât, oameni care nu se spală, nu știu ce, nu cumva este o distinție bazată pe clasă, nu cumva săracii sunt cei care miros urât mai degrabă decât romii, țiganii sau negri sau nu știu. Doar mă întreb aici. Mulțumesc. Mersi. Marius. Da. Mulțumesc frumos pentru comentariu și întrebări. Ce vreau să spun eu este că trebuie să readoptăm folosirea conceptului sau categoriei analitice de rasă pentru a înțelege fenomene istorice care erau clar rasiale, da? Deci nu putem să discutăm despre deportarea romilor din 1942 sau despre Holocaust și să folosim doar concepte sociale sau culturale, da? Când era clar o situație rasială. Și deci nu suntem într-o societate de rasism fără rasiști. Și asta era discuția despre rasă, de a folosi conceptul de rasă în acest context, da? Istoriografia română, mulți istorici români scriu despre perioada deportărilor și despre deportări ca fiind motivate economico-social, când de fapt situații, deși ce citate ei folosesc, dacă ar înțelege limbajul, este foarte clar că este un limbaj derogatoriu rasist, da? Țiganii sunt disgenici și așa, tot limbajul eugenic, da? Și pledoaria mea este în aceste situații în care este absolut clar că trebuie folosit conceptul de rasă tocmai pentru a demasca rasismul politic sau al statului sau al unui anumit grup de oameni, trebuie folosit cuvântul tocmai pentru a da sens rasismului care este în desfășurare. Mai degrabă de a inventa sau a folosi proxy cuvinte cum ar fi alteritatea sau celălalt sau și așa mai departe, da? Și asta putem să observăm și există pericolul, sigur, când ne apropiem de zilele noastre, cum ai spus și tu foarte clar, dacă folosim acest concept și este un slippery slope, normal că poți să folosești și de fapt esențializezi, tu vrei să faci o critică a rasismului, dar de fapt tu vorbești ca un rasist, da? Dacă te referi la ce se întâmplă acum și folosești cuvântul de rasă ca să explici situația, violența de la Țăndăreni sau discuția de la Târgu Mureș sau ce se întâmplă în Timișoara cu primarul, ce spune el față de rom sau față de olteni și așa mai departe. Dar eu tot vin chiar și în acele situații în care contextul social este destul de obscur, nu trebuie să ezităm să demascăm rasismul dacă considerăm că așa este. Da? Și atunci cuvântul de rasă trebuie folosit în acest sens. Nu este un exercițiu ușor deloc, dar este unul necesar, cred eu, pentru discuția civică. Legat de faptul că legat de condiția de clasă, sigur există. Asta este mai recentă, pentru că în secolul XVII un alb putea să întâlnea și au întâlnit oameni de culoare, bineînțeles, și erau considerați inferiori, nu pentru că erau murdari sau că mirosea urât sau că nu se spela pe mână, ci pentru că aparținea unei civilizații și culturi complet diferite, care era considerată inferioară. Da? Deci nu era legată de clasă atunci, așa cum nici acum uneori clasismul există și este foarte răspândit, la fel ca și sexismul, dar uneori de aceea intersecționalitatea este importantă, pentru că ai o relație între clasă, gen și rasă, sau, mă rog, origine etnică, care funcționează ca un mecanism de opresie și ca un mecanism de discriminare. Da? Nu este niciodată singur. Rasa nu vine singură. Rasa este ca și un nor. Rasa călătorește și unde face umbră, intră în contact exact cu zona în care intră în contact. Dacă poate să fie o chestie de o condiție socială, cum ar fi sărăcia, poate să fie o condiție de gen, cum ar fi relația bărbat-femeie, sau bărbați homosexual sau nu homosexual și așa mai departe.
Deci ai toate aceste relații care circulă și care intră în contact unele cu altele. Și e foarte bine că ai ridicat acest punct de vedere, pentru că, sigur, de obicei discuția despre clasă lipsește în multe din analizele despre rasă, mai ales în spațiul românesc. Și aici, poate sigur că și diviziunea ideologică, presupună a elitelor românești, destul de pronunțată. Cei de dreapta, bineînțeles, refuză pur și simplu să discute despre rasism și singura discuție despre rasism este făcută în deopște sau în principal de oameni de stânga în România. Mai degrabă decât de cei care, să mă rog, nu au. Dar așa este situația, presupun că, na, deocamdată așa este, nu am ce să fac, dar... Mulțumesc pentru intervenție. A fost foarte bine ce ai spus. Dacă aș putea doar o mică intervenție. Utilizarea conceptului de rasă ne ajută să înțelegem un sistem de discriminare. Da. Și atunci vedem că ne ajută să înțelegem cauzele profunde ale unor manifestări sociale. Haideți să luăm ce s-a întâmplat în ultimele două luni cu acțiunile poliției. Da? Utilizarea excesivă a violenței, a forței, în anumite comunități. Da? Atunci, cum putem explica că poliția utilizează forța în aproape toate cazurile de intervenție în comunitățile de romi? Nu putem explica dacă nu avem o înțelegere că poliția este una din instituțiile centrale ale statului care produce și reproduce rasismul față de romi. Nu doar discursiv, prin faptul că întocmește statistici despre criminalitatea romilor sau anunță etnia unui infractor, presupus infractor, dar prin acțiunile pentru menținerea ordinii publice. Sunt influențate de gândirea lor rasistă. Așa. Despre clasă și rasă. Am mers în foarte multe locuri. Sigur, o să mă refer doar la România. O să vedeți în cartiere foarte sărace, în sate foarte sărace. Da? Raportarea între romi și neromi rămâne. Supremația românului, da, dar ei sunt țigani, da? Deși trăiesc la fel de prost în absolut aceleași condiții. Rasismul constituie o strategie eficientă de a înlătura posibilitatea de coalizare a celor opresați să lupte împotriva dominației. Și un alt exemplu de clasă versus rasă, ce se întâmplă în Timișoara, că Marius a vorbit de primarul Timișoarei. E interesant cum a rasializat problema acapărării vilelor din centrul Timișoarei, spunând doar că clanurile de țigani. Ori, mai întâi, ce se întâmplă în centrul Timișoarei nu ține doar de țigani. A doua la mână are și o istorie în care romii, în timpul perioadei comuniste, nu au avut voie să locuiască în centrul Timișoarei. Și atunci, în momentul în care au acumulat averi și au putut, au făcut tot ce e posibil să primească fructul oprit și și-au cumpărat acolo. Și le-au cumpărat uneori, folosind mijloace la limita legii sau poate chiar ilegale, însă întotdeauna cu colaborarea neromilor și a instituțiilor statului. Dar problema a devenit una a clanurilor țigănești și nici de cum a incompetenței și ilegalităților statului. Mersi, Iulian. Pe rând era cam aici o listă, văd că oamenii care vor să intervină. Mihai Maci, te rog. Stai că îți dau drumul, dacă nu. Așa. Da, aș începe cu câteva observații. Mai înainte de toate, o observație la lucru pe care îl spunea domnul Ernu. Cum se face că copiii pe care îi creștem într-un anume fel se dovedesc a reproduce dintr-o dată niște pattern-uri
pe care noi le credeam evacuate. Unul dintre motive, din punctul meu de vedere, este faptul că rasismul se suprapune întotdeauna și cu tribalismul, cu ideologia lui noi. Și noi, ăsta este în cercuri concentrice. Pleacă de la familie, familia noastră, la grupul mic, blocul, prietenii din parc, biserica, satul, orașul, județul și așa mai departe. Uitați-vă că există forme de rasism. Marius, la un moment dat, sau domnul Rostaș, amintea unul dintre ele, atunci când te raportezi la olteni. Ne raportăm la olteni, la sudici sau la moldoveni. Moldovenii de peste Prut sau moldovenii de dincoace de Prut. Ascultați desenele animate să vedeți ce e acolo, că poartă toate stereotipurile la vorbă. E problema asta și dacă ar fi să dau o definiție a rasismului, definiția rasismului, din păcate, este identică cu cea a judecății categorice. Toți X, și aici puneți ce vreți, sunt Y. Dați calități negative care le doriți. Asta este primul lucru. Al doilea lucru care mi se pare foarte interesant este faptul că rasismul este extrem de modern și de actual. În ciuda tuturor discursurilor care se practică. De ce? Datorită faptului că trăim într-o lume care se vrea egalizatoare și uniformizatoare. Și de câte ori vrei să obții egalitatea și uniformitatea, apare și reculul. Și reculul este diferențierea. Întotdeauna se vor arăta, se vor evidenția diverse diferențe care vor fi puse în concordanță cu o ierarhie pretins naturală. Asta este o problemă care ne va marca foarte mult și în viitor, oricât de mult vom lupta împotriva ei. De aici și o întrebare pe care v-aș pune-o tuturor, și anume, nu vi se pare că pe măsură ce trece timpul, vechiul nostru rasism, ca să zic așa, rural, ăsta care vede peste tot țigani, evrei și așa mai departe, se dublează de un soi de rasism urban, în care ies în evidență subculturile, în care membrii subculturilor sunt categorisiți și împinși în discursul public spre forme de extremă. De ce se întâmplă lucrurile astea în România? Sau de ce s-au întâmplat? S-a pus și întrebarea asta. În România și poate într-o formă accentuată în tot estul Europei. O să vă ofer un gând care mi-a venit acum în timp ce îi ascultam pe antevorbitorii mei. Datorită faptului că aici s-a contaminat ceva din iluminism cu ceva din romantism. Firește, și iluminismul și romantismul au fost generoase, dar lucrurile care s-au contaminat au dat un monstru. Dacă vă aduceți aminte, pentru iluminism, antropologia e una ierarhică. Există trepte ale umanității, de la omul civilizat, care este cel alb occidental, din lumea nobilă și așa mai departe, până la primitivul absolut, care este recent descoperit. Așa cum știți, pentru romantici, culturile și civilizațiile sunt ireconciliabile și ireductibile una la alta. Ori senzația mea este că s-au contaminat două lucruri foarte primejdioase, ideea de ierarhie cu ideea de ireductibilitate. De ce? Datorită faptului că în estul Europei iluminismul și romantismul s-au suprapus multă vreme. În fine, ultima observație pe care aș vrea să o fac este următoarea. E foarte straniu. Zilele trecute discutam cu o prietenă din Franța, românca aflată acolo, care, așa cum se întâmplă adesea cu românii în străinătate, descoperă în străinătate porțiuni întregi ale culturii noastre. Cultura germană, cultura rusă și așa mai departe, pe filieră franceză, traduse de francez. Și am întrebat, nu există istoria lucrurilor ăstora în România? Și am răspuns simplu, după știința mea, nu. Sau, mă rog, foarte puține, cazuri extrem de rare. Întrebarea mea este următoarea, cum am putea să facem o istorie comună a lucrurilor ăstora, ținând cont de faptul că, practic, până în anii 60, comunitățile noastre au fost aproape perfect izolate. Fiecare a trăit în lumea ei, fiecare a trăit după regulile ei, fiecare a trăit în istoria ei proprie, fără să se întâlnească, deși erau juxtapuși în spații câteodată extrem de mici.
Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu, Mihai. Răspunde foarte scurt la întrebarea ta. O sugestie ar fi, tot timpul trebuie scrise istorii la plural ale românilor. Trebuie scrise istorii la plural ale României și aici simultan să existe aceste istorii care sunt complet paralele într-un fel. Istoria sașilor în Transilvania este într-un fel complet separată de istoria românilor din Transilvania până secolul 19 și sigur, abia în secolul 20 se intersectează la maghiari la fel și mai departe. Sau, cum eu de obicei folosesc, istoria românilor. Și atunci scriu doar despre românii din România, nu și despre maghiare din România sau din Transilvania, nu și despre germani, nu despre găgăuzi, despre ciangăi și așa mai departe. Deci trebuie să la un moment dat să găsești, cum spui și tu, o soluție la o fragmentare care nu a fost gândită de alții, ci a existat în illo tempore, nu? Comunitățile acestea care pur și simplu au existat foarte fericite, paralel, una lângă alta, fără să aibă o problemă de a gândi o ontologie comună, pentru că nu aveau nevoie de ea. Acum traducem noi asta în limbaj istoriografic. Cum scrii o istorie care să o predai la școală în acest fel? Că la urma urmei, la acesta trebuie să ne întoarcem, de unde am pornit în această seară la această discuție. Dar cum toate aceste lucruri, cum pot fi adaptate într-un fel ca să predăm elevilor la liceu sau la universitate, da? Ca să-i facem pe cei mai tineri ca noi să gândească plural, să gândească critic, să gândească uneori contradistincție la generațiile mai în vârstă sau să-și atace idolii, da? Să privească lucrurile din punctul de vedere a celuilalt. Asta e foarte important. Exact, exact. Că asta trebuie să faci la un moment dat, că discuția academică va continua despre rasism, sigur, știm. Discuția politică câteodată apare, câteodată dispare și așa mai departe. Dar la urma urmei, ceea ce este important, cum am subliniat într-un fel cu toții aici, este ce se întâmplă în populația, în sânul societății reale. Da? Deci oamenii care nu au avut acest, nu e ca și în America sau în Anglia, unde ai avut 100 de ani de cultură civică în care s-a discutat despre rasă, unde rasismul este discutat constant și de majoritate și de grupurile minoritare. În România, dacă mergi pe stradă și vorbești, deci separația dintre elita politică și culturală și oamenii de rând este de la cer și pământ. Deci nu, conceptual vorbind, deci nu poți să înțelegi. Dacă eu sunt om nu pot să, simplu de pe stradă, nu pot să înțeleg ce spune un intelectual român la televizor. Deci pur și simplu nu înțeleg cuvintele alea, nu înțeleg ce spune. Deci degeaba, și asta sigur, îmi asum, nu mă consider intelectual, dar îmi asum această responsabilitate și chiar și eu. Dacă vorbesc la televizor și nu înțelege nimeni un cuvânt ce spun, nu? Și gândește-te, cum facem tranziția asta? Cum facem această discuție ca să fie într-adevăr reală pentru oamenii care sunt, de fapt, la subiectul discuției? De ce ei sunt subiectul discuției noastre? Că noi nu vorbim aici, eu nu vorbesc despre tine sau despre Vasile Ionescu sau despre Iulius sau despre Vasile Enu în această conversație. Vorbesc despre X și Y care locuiește în Țândăreni sau locuiește în centrul Timișoarei sau e oltean în Timișoara sau e moldovian în Maramureș și eu despre ăla vorbesc, de fapt. Da? Păi atunci ăla ce înțelege din discuția asta, dacă ar fi să o... Și atunci trebuie să găsim o modalitate de a explica lucrurile acestea și întrebarea doamnei despre cum deschidem cutia Pandorei și readucem rasa ca și concept analitic, putem să-l folosim ca să explicăm anumite situații, ideea de diferență, ideea celuilalt, a gândi din prisma celuilalt, cum spuneai tu, Mihai. Este o întrebare la care trebuie să reflectăm critic și filozofic, sigur că da, și cultural, o istoric, neapărat. Mersi. Aici văd că se comentează și în scris, paralel, cu ochiul. Veronica, vrei să comentezi, să intervii? Cam citit niște comentarii și nu mai știam dacă sunt de intervenție sau doar comentarii din scris, pentru că partea asta tehnică ne permite uneori să fim activi, doar, nu doar pe ecran, ci în scris. Partea
din partea Veronica despre rasismul lingvistic, care este foarte interesant, se întâmplă peste tot în lume. Cred că țara care este cea mai paranoică când vine vorba de rasismul lingvistic este cultura sau limba maghiară, care traduce, găsește un cuvânt maghiar la absolut orice, și la lift, și la mașină, deci și la cafea, și la McDonald's. Deci au găsit, sunt absolut obsedați ca să facă un sinonim maghiar pentru orice cuvânt neologist. Și ei o fac din două perspective. Unul merge înapoi în secolul XIX, când au creat limba maghiară ca limbă națională, dar au și această sentiment că, bineînțeles, dacă sunt cuvinte române sau slovace, limba maghiară, aparțin poporilor considerate inferioare uneori de către ei în trecut. Da, deci, cu asta m-am confruntat acum vreo două. Foarte bun, foarte bun punctul ăsta de vedere, Veronica, foarte bun. Eu m-am prins fiindcă Sasha mi-a tras atenția, copilul meu, că desenele animate, de exemplu, nu știam, tot mai trăgeam cu urechea să văd ce ascultă, cum sunt, de exemplu, Hungry Birds, sunt traduse cu vocea la noi, pentru astea copiii. Și atunci fiecare păsări de acolo sunt categorii mai bune, mai rele și cele mai nasoale, alea care chilăresc, omoară. Și astea foarte bune vorbesc cu accent ardelenesc sau foarte civilizat. Astea mai puțin bune cu accent moldovenesc, dar de dincoace, și chilării, cei mai răi, sunt basarabeni. Și Sasha mă strigă, zice, tati, vorbesc ai tăi, vino să... Și atunci m-am prins cât de dură e chestia asta. Copiii asociază aceste jargoane lingvistice Nu, dar la nivelul mai academic, dar la urma urmei școala... Da, dar la copiii pe bază de desene animate își fac toate aceste stereotipuri. Gândește că școala ardeleană, dacă ne vorbim serios, școala ardeleană a fost un program complet de purificare rasială a limbii, în care i-au creat o limbă complet fictivă, latino-română, pe care, sigur, ea, ca să fie superior față de popoarele din jur, de slavi și de maghiari, de cei și de... Deci ei au realizat imediat că această epurare a limbii și a creare unui vocabular și a unor concepte și a unor cuvinte. Mai țineți minte cu toții când bietul, cine s-a întors de la Paris, unul dintre pașoptiști, Răzvan, trebuie să țină minte cum, Ion Budai de Leanu, că ai menționat țigănia, dar el a fost, cred că, dacă nu mă înșel, poate mă corectează dacă greșesc numele, și s-a dus într-un sat de țărani, undeva în Muntenia, bineînțeles, în 1848, să declare revoluția începută, libertate, egalitate, și bineînțeles că vrea să vorbească la fântâna din centru satului. Problema e că nimeni nu știa cuvântul pentru fântână. Adică avea probleme cum să explice centru și așa mai departe. Există studii foarte bune, le știe și Mihai, despre originea limbii. Marius, există o chestie foarte frumoasă pe care o povestește Sorina Antohi, care se întâmplă undeva pe lângă București la 1848. Tot așa, unul se gândește că ar trebui să vorbim și țăranilor. Se duce acolo, ăla mai deștept îl contactează pe popă și popa îi adună pe ea. Și ăla le vorbește o oră despre libertate, cât e de bună libertatea pentru ei și așa. Ea se uită cu ochii mari la el, nu înțeleg nimic. Și după ce își termină revoluționarul discursul, se urcă popa la tribună și strigă la țărani: bă, libertatea e slobozenie! Și toți... Da, exact, dar aceste exemple sunt importante pentru, așa cum românii și-au creat cultură, limbaj, vocabular, ca popor majoritar, simultan, bineînțeles, maghiarii au făcut același lucru, germanii în Ardeal au făcut același lucru simultan, da? Deci până în 1918 nu se punea problema pentru un sas că vor ajunge într-o situație în care ei să fie considerați cetățeni de mâna a doua. Era absolut de negândit așa ceva, era de neconceput pentru un sas care era acolo de 700 de ani, da? Sau de 600 de ani în Ardeal, în Brașov sau în Sighișoara sau în Sibiu, da? Deci avea o cultură interioară. În cartea Lizei Fisher despre baronul Brukenthal, gândește-te, care a fost 20 de ani guvernator al Transilvaniei, ungurii apar pomeniți de 8 ori, se ducea în dietă să vorbească, atunci îi întâlnea și pe unguri, și românii de 2 ori, într-o carte de 300 și ceva de pagini. Exact, dar aceste lucruri trebuie spuse într-un fel și nu trebuie spuse cu ură față de ceilalți. Nu o spui ca un subiect anti-maghiar sau un subiect anti-german, ci o spui ca tocmai ca să scoți în evidență
când s-a început această discuție din secolul XVIII despre popoare, națiuni, etnii și după aceea rase, fiecare a pornit cu ce bagaj avea, fiecare a pornit cu ce avea portbagaj, nu? Și fiecare și-a construit o genealogie, mai puțin sau mai mult ilustră, fiecare și-a... și toate aceste lucruri trebuie explicate. Ca să revenim totuși la rom și rasism, aș reaminti că epopeea românilor, cum s-a insinuat aici, este Țiganiada. De fapt, în Țiganiada nici măcar nu e vorba de țigani, ci e vorba de ce s-ar întâmpla dacă statul Dacia, așa cum își propusese austriecii, ar exista. Cum ar trebui să existe o antibarieră, deci un stat cu toate regulile. Ei bine, cum spunea și Mihai Maci, aici s-a lucrat până în alta în teoriile, să dacă vreți, clasificările epocii. E evident că defectele pe care le insinuează Buda de Lanu, care l-ar avea țiganii, îți trimite directe la Goethe, la cartea lui cu peregrinările. La fel, avem cartea lui Victor Hugo despre Esmeralda și Quasimodo. Quasimodo e cel care e neomul. Amintiți și în cultura noastră, Hugo spune că și Esmeralda, care prin un defect naturii e frumoasă, ca și Quasimodo, trebuie să moară pentru că natura nu face greșeli. Și aveți așa, dacă vreți, pornind de la Eminescu, care are și el texturile lui, Eminescu care totuși era un cunoscător al problematicii, fiind preocupat de India, la vremea aceea era teoria Indiei. La fel cum este Alexandrie, adică toate teoriile colonialiste le găsim în Vasile Porojan, care de fapt nici măcar nu era țigan, era zaporojan, adică era un ucrainean, un, cum era, kazac la vremea aia, care fusese făcut sclav. Deci ce vreau să zic în toată povestea asta este că există și un rasism cultural care este, să zic așa, promovat de inteligenția românească istoric, pornind de la Țiganiada lui Buda de Leanu, Buda de Leanu care era vorbitor de limba romanii, cânta la vioară, îi plăcea să mănânce, de asta și obsesia bulimiei în Țiganiada, în fine. Și sunt și lucruri hazoase prin care eu, de fapt, voia să mascheze această teorie a unui stat. Deci, da. Voiam doar să introduc în discuție ideea că, pe de o parte, avem o literatură română extrem de prodigioasă, să zic așa, deși s-a scris în ideea, în perioada aceea a dezrobirii, toți au scris. De ce nu sunt țiganii români, de pildă, la 1839 al Negruții? Până la în secolul 20 și așa, deci eu am publicat o carte care se numea Romii în cultura românească, foarte groasă. Acum, pe cea mai strâns, cred că ar fi 3 volume peste 1000 de pagini. Da. Deci există o literatură, nimeni nu o studiază, există până în alta, și cineva spune aici, o mulțime de lucrări care s-au referit la influența culturii rome în cultura românească și care sunt scoase, sunt... Și, în fine, avem și această chestie de influență politică, de care am vorbit mai înainte, care înseamnă incapacitatea, pe de o parte, a romilor de a se replia pe o singură idee, pe de altă parte, ar zice că avem de face cu un stat rasist, care e statul român, de asta în unele medii se spune că cel mai rasist stat din lume este statul român. N-am spus-o eu, au spus-o alții, aș putea să dau și exemplific, dar nu e aici cazul. Deci eu cred că problematica romă ar trebui abordată sectorial. În primul rând, și am încercat să fac asta, cred că inteligența românească, așa cum a fost cea americană, ar trebui să replieze. Nu știu cum, poate că lipsesc... Vasile, da. Problema este că, și Iulius a menționat pe Maria Teresa și pe Iosif Valdolea, problema este că, multe privințe istoric vorbind, rasismul anti-rom este creat de ardeleni. Ardelenii, românii ardeleni au creat un rasism față de cei din regat, prin care au filtrat întreaga lor ideologie anti-țigănească. Deci cele mai subtile expresii rasiale și rasiste, conceptualizări rasiale făcute în perioada interbelică sunt făcute de către ardeleni la adresa răgățenilor, prin care ei acuzau că s-au țigănit. Da? Deci frustrarea ardelenilor față de românii din regat, din Muntenia, din, și din Moldova,
a permis o construire simultană a unui antirasism țigănesc. Și îți dau un exemplu. Când cuvântul mitic, care l-a folosit foarte mult, care este folosit în Ardeal acum față de răgățeni, a apărut în anii 40 și era expresia folosită de către eugeniștii români din Ardeal ca să descrie corciturile româno-țigănești. Da? Deci deja în anii 40, rasiștii ardeleni români descriau pe cei din regat în acest fel, ca fiind mitici, ca fiind o posibilitate hibridă rasială care este unică României vechi. Da? Și asta este durerea într-un fel și este foarte greu de a avea o discuție publică despre rasismul în România în general și rasismul anti-rom în particular, pentru că românii ardeleni ar trebui să se asume responsabilitatea directă în care ei au filtrat dezamăgirea lor totală cu restul țării în multe privințe. Să-ți dau un alt exemplu, că vorbeam de Timișoara. Primul care a spus că Timișoara o să aibă o problemă cu Oltenia a fost Sabin Manuilă. Sabin Manuilă, în 1930, scrie un studiu despre ocuparea Timișoarei de către olteni, în care spune: Timișoara, acest oraș multicultural extraordinar, bucuria Banatului, va fi complet distrus rasial de către olteni. O spune în 30, nu 2018 sau 2020. Deci această posibilitate în care ei au încercat, și asta este o discuție mult mai profundă într-un fel și mult mai dificilă de avut, în care majoritatea românilor trebuie să asume faptul că între români există această geografie simbolică din nefericire, în care cei din Ardeal au considerat că ăștia alți erau balcanici, inferiori, otomanizați și așa mai departe, iar ei fiind sigur central europeani, eliberați de Maria Tereza și Iosif al II-lea și așa mai departe. Și asta este foarte, o discuție foarte complicată într-un fel, dar la urmă, la asta o să ajungem, Vasile. O scurtă remarcă aici. Totul s-a întâmplat apropo de ardeleni și pentru că a existat programul Mariei Tereza și al lui Iosif al II-lea de sedentarizare a noi banatelor, deci a noilor uimoghior și toate astea, deci a noilor a colonizării celor din Imperiul Austro-Ungar în această zonă. Și asta a creat o mulțime de probleme. Una dintre ele, fiind că la 1712, avem de-a face cu acel celebru caz de, așa zis, canibalism, când 154 de romi care fugiseră, erau sclavi, fugiseră de pe Moșie, sunt arestați la port și se spune, domnule, mănâncă cetățenii normali. Grelman scrie acea celebră carte, că de asta spun, țiganiada apare într-un anume context de care și vorbeai, în care se întâmplă niște lucruri în Transilvania. Adică această sedentarizare, mai dau un exemplu, inclusiv mișcarea romilor se creează prin alta dintr-o asociație care se numea, Înfrățirea Neorustică, adică trimitere tocmai la această idee, care zice, domnule, dar ideea asta să ne dea un pic de pământ în loc de casă. Așa e totuși mai bună decât această excludere. Avem în vedere până la alta declarația, cum s-a numit, memorandumul romilor din 1919, când a spus, dacă tot venim în România Mare, am vrea să nu ne mai spuneți țigani, ci să ne dați și nouă drepturi de cetățeni. Deci toată povestea asta ține totdeauna de excluderea pe care și aici mi-a vorbit Nix, a spus, excluderea permanentă care se face atunci când e vorba de rom. Ei s-au constat asta și avem o mulțime de strategii care înseamnă, un fel de ascundere a identității, că asta de fapt e chestia care ne distruge mișcarea romilor. Foarte mulți își ascund identitatea, știți o mulțime și în cultura românească, iar cei care sunt romi, eventual lideri romi, activiști, sunt cei care nu își pot masca identitatea, cazul lui Iulis. Îmi pare rău, dar mai nou aici sunt fie turc, fie arab. Însă ce vreau să-ți spun era, sunt două mari procese care au influență asupra rasismului și în cazul nostru că discutăm asupra rasismului anti-rom. Unul are loc în Europa, hai să spunem, centrală și de est. Construcția statului națiune. Da. Școala ardeleană trebuie pusă în contextul ce se întâmplă cu celelalte grupuri etnice care
fac anumite cerințe asupra unui teritoriu și întemeierii unui stat. Ori statele respective ajung să fie expresia culturii majoritarilor, a culturii și a limbii majoritarilor. Da. Fie că vorbim de Ungaria, fie că vorbim după aceea de Serbia și statele din fosta Iugoslavie, fie că vorbim de Polonia, fie că vorbim de cehi și slovaci, de români și bulgari. Da. Statele respective, în procesul respectiv, țiganul joacă rolul a ceea ce Edward Said spunea, orientalismul. Da? Exact această funcție avea rasismul împotriva țiganului. De a construi o identitate, da, a majoritarilor în detrimentul romilor. În acest sens, da, construirea statului națiune, da, a avut, romii au avut un rol de la nu știu cum să-i traduc, policing, modul de acțiune a poliției, da, care deja în secolul 17, 18 și 19 se ocupă inclusiv de colectarea taxelor în teritoriul german, da, și așa mai departe. Și atunci romii erau exact motivul pentru care ei trebuia să dea exemplu de cineva care este rău și așa mai departe. Aici în Germania există o carte foarte bună scrisă de Mihail Bogdal despre modul cum în literatura germană au construit, cărții spune ceva de genul Europa construiește țiganii, da? Cum imaginea țiganului, țigoinerul, este construit în opoziție cu ceilalți majoritari, pentru că ai întotdeauna nevoie de exemple. Exemplu era acela de cine este leneș, da? Și întregul concept de muncă. Culmea e că după aceea, în secolul 19, da, inclusiv utilizând limbajul lui Marx pe muncă și construcția capitalismului, romii devin cei care sunt care nu vor să muncească, da? Care sunt speculanții. Așa. E o carte fantastică. Am intrat la un moment dat, am aflat că o să fie tradusă cel puțin în engleză. Dar asta deconstruiește, de fapt, imaginea țiganului și a modului cum s-a construit această imagine în construcția statului națiune. Al doilea mare proces a fost colonialismul și întregul proiect colonial, și să nu uităm că sunt romi în afara Europei, unii care au ajuns odată cu proiectul colonial în America Latină, da? În Brazilia, în Columbia și în alte state, în Argentina. Da? Și atunci proiectul colonial diferea de construcția statului națiune, în sensul în care romii au fost instrumente ale coloniștilor pentru dominație, dar la rândul lor erau dominați. Și așa se explică faptul că avem o comunitate în zilele noastre estimată la 500.000 de romi în Brazilia, care este la cel mai jos nivel statut social în Brazilia, da? Cel puțin considerat de localnici, și într-un alt stat au primit, de exemplu, recunoaștere în Columbia. Da. În Columbia sunt cam 7.000 de romi și după negocierile dintre FARC și pentru o nouă Constituție, romii au primit recunoaștere. Însă acolo, când am întrebat care este statutul vostru, da? În Columbia problema e mai degrabă cu popoarele indigene și lupta pentru teritoriu, cu descendenții din Africa, afrodescendants, și, bineînțeles, albi. În Brazilia sunt afrodescendenții africani și ar fi albi.
În Brazilia, în Columbia, romii devin invizibili pentru că nu contează în disputa pentru teritoriu. În Brazilia, în schimb, datorită ideii de rasă, în care, deși sunt 54% descendenți africani, mergând după culoarea pielii, în statisticile oficiale, albii sunt majoritari, pentru că dacă ai avut, folosind o definiție nazistă a rasei în recensăminte, înregistrează, dacă ai avut un străbunic sau o străbunică albă, ești înregistrat ca fiind alb pentru a-și justifica dominația. Și atunci, cele două proiecte mari de construire a statului națiune și proiectul colonial au adus noi nuanțe rasismului care deja exista în și ideii de rasă care venea din feudalism, din epoca medievală și, bineînțeles, susținut la acea vreme de biserica, fie ea catolică sau ortodoxă. Dar cele două procese ar merita analizate. Din punctul ăsta de vedere, cazul romilor ne oferă oportunitatea să vedem cum un grup destul de divers, imaginea lui este construită în de către cele două mari proiecte care pornesc din Europa. Mersi. Sunt încă trei oameni care au depus întrebări. Doar dacă e urgent, cineva vrea să... Mihai, dacă... Vă rog să fim mai scurți, pentru că... Stai, că Mihai, tu ai închis O completare foarte scurtă. Domnul Rostaș are perfectă dreptate și în Transilvania mi se pare că problema se mai dublează de una, și anume faptul că identitatea națională în Transilvania se forjează pornind de la identitatea religioasă. Ăsta e un lucru foarte interesant. Țiganii cad între. Țiganii nu sunt de nicio religie. Asta este foarte problematic pentru ei, pentru că până la urmă problema care se pune este aceea umanității lor. De ce? Pentru că în înțelegerea omului medieval, cel care nu are credință nu are suflet. Și de aici un rasism feroce, exact așa cum a explicat Marius. Atâta. Mersi. Știu că sunteți nevorbiți, am observat asta. Ce face? Stăm prea mult în casă, asta e clar, trebuie să ne vedem mai des. Mai sunt trei întrebări, dacă observ bine mâna ridicată. Adrian Furtună. Ar fi bine să fim mai scurți dacă se poate, să nu vină copiii peste noi. Adrian, și pe urmă mai avem încă două intervenții. Te rog. Mă aud? Te aud foarte bine. Bună seara. Mă gândeam foarte mult la ceea ce a spus și Marius și Vasile referitor la această dominație culturală, practic, un fel de rasism cultural. Și mă gândeam, nu știu, în cazul nostru, a romilor din România cel puțin, dar nu numai, cred. Avem, da, pe de-o parte, romii ciacio, cum zicem noi în limba România, adică cei care ne credem singurii romi adevărați, și ceilalți, caștalii, despre care spunem mereu că ei sunt undeva la limita, cum să spun, sunt între, adică sunt și români, sau mai mult români, sau în limbajul, cum să zic așa, ONG-istic, activistic, câteodată mai zicem românii negri. Da? Și mă gândeam, există pentru, cum să spun, pentru că până la urmă eu mă gândesc la practic, la soluții. Ar fi pentru noi, pentru romii din România, această, cum să spun, jocul acesta cu statul în care ne jucăm de asimilarea sau de identitatea, reprezintă pentru noi o șansă până la urmă de a fi acceptați? Sau dacă continuăm acest joc în care acceptăm că da, trebuie să fim și asimilați, dar totuși să ne afirmăm și un pic din punct de vedere cultural, pentru că se predă limba română în școală, se mai învață pe aici pe acolo istoria romilor, da? Adică din punct de vedere politic se poate spune că noi avem o anumită afirmare culturală în România și că nu suntem neapărat, marginalizați.
Întrebarea mea ar fi tocmai asta, pentru Marius sau pentru Vasile, cine, ar fi tocmai asta, continuarea acestui joc, să zic așa, de a, de a identitatea, unde, unde ar putea să ducă până la urmă în viitor? Mersi. Marius? Așa. E greu de, e greu de răspuns la această întrebare, pentru că depinde ce definiție dă Nicolae, dă Nicu identității rome. Chiar el spunea la început, voi în sânul comunității rome există atâtea definiții ale identității pe care o folosim ca să o propunem ca fiind metanarațiunea. Da? O folosim pe cea în care suntem noi, cei care din anumite zone geografice, anumite, cei care vorbim curat romanii, cei care nu suntem amestecați deloc, cei care și așa mai departe. Deci există în sânul comunității rome atât o dezbatere destul de intensă care sunt cei mai reprezentativi dintre noi, care să aibă, care să vorbească și așa mai departe. Atâta timp cât această discuție continuă în acest fel, o să fie foarte greu de presupus că va exista ceea ce Vasile numește contractul rasial cu statul român, va fi tot timpul în flux. Pentru că statul la rândul lui nu știe care sunt de fapt cei cu care trebuie să discute în comunitatea romă, da? Pentru că nu poți să, la un moment dat, am menționat școala ardeleană, nu, sau intelectualii români și așa mai departe, la un moment dat trebuie să existe un contract, vorba lui Rousseau, contractul social între intelectual și stat, se bazează pe faptul că ea știu despre cine și cu cine să vorbească. Atâta timp cât discuția este atât de mult în flux în cadrul comunității rome despre ceea ce, care este agenda care trebuie discutată, ce vor ei să facă, este foarte greu de presupus că vom putea găsi o soluție imediată la această discuție, Nicu, cel puțin de cum o văd eu acum. Este mult prea fragmentat spațiul discursiv rom ca să permită o metanarațiune care să apară în curând. A existat în anii 90 o posibilitate, Vasile a menționat, în anii 20, într-adevăr, prin Nicolae Gheorghe, am crezut atunci că există o posibilitate în care se va forma o metanarațiune romă care să fie luată în serios și considerată egală cu metanarațiunea română. Și atunci se poate să existe un dialog egal, într-un fel, dar s-a pierdut acel moment și acum este într-un fel foarte dificil. Iulus vorbea de violența clară a poliției în exemplele date și așa mai departe. Fiecare poate să găsească exemple care să demonstreze foarte clar că nu sunt luați deloc în serios. Și prin asta spun, adică nu sunt luați ca parteneri de discuție deloc. Deci nu se pune problema aici a fi luată, a fi pusă nici o chestie serioasă treaba asta. Și asta este o singură, este o problemă de discuție civică. Doar două vorbe, sunt absolut de acord. Cred că polemica pe care a deschis-o până în alta Iulius e dacă romii sunt cu adevărat și o cultură. Există, de pildă, Lucasen, Bronislav, Geremek, polonezul, așa, care spun, nu, domnule, în Evul Mediu, pur și simplu, cei săraci au fost numiți țigani, care înseamnă, sau boemieni, cum s-a folosit, asta însemna eretici din Boemia, așa cum țigan vine din Atinganos, erezia iconoclastă din secolul 6-7. Nu se știe dacă avem o legătură directă cu asta, dar e clar că suntem păgâni. Nu există un teritoriu, nu s-a găsit nici în India, nici în Egipt, un teritoriu care să fie cât de cât identificat ca fiind o posibilă țigania. Deci e vorba de un construct, evident că e vorba și de un construct cultural. Eu când vorbesc despre faptul că în cazul multor romi vorbim de o cultură fără identitate, de pildă nu mă refer deloc la hitanii spanioli, care au reușit, dincolo de faptul că ei nu mai vorbesc limba de secole, să-și păstreze o cultură. În cazul romilor maghiari, la fel, romii din Ungaria au o identitate culturală foarte precisă. Aici, în cazul romilor din România, poate că e și meteahna pe care Iulius o numește orientalist, eu i-aș zice boemianism, adică un exotism contracost, totdeauna de prestări servicii, care trimite mai degrabă la alți autori, apropo de asta, e ceva ce perusește se numește scomoruhii, adică o cultură de prestări servicii.
Autorii se referă până alta și la evrei, care n-au avut un alt rol în economia, așa spune autorul, locală, decât de a presta servicii, negustorie, toate astea. Poate e și cazul romilor, așa, și atunci inclusiv ideea de rasism, poate că în cazul romilor trebuie interpretată un pic diferit. Deci ca un răspuns așa, eu cred că dacă romii vor să aibă o cultură, ar trebui să țină cont de ce a spus Nicolae Gheorghe, care era cosmopolit, dar nu în sensul știa unei perfecțiuni intelectuale și toate astea, adică de cetățean universal, ci mai degrabă pe un cosmopolitism moral. Atâta timp, de asta spunea el că țiganul nu poate fi rom, atâta timp cât el nu își propune o schimbare socială. Sau cei care fac asta sunt atât de puțini încât ei nici nu mai contează și, într-adevăr, marea parte a intelectualilor romi s-au retras, au rămas cei care și-au un job cât de cât, dar mișcarea romă, cel puțin din România, dar la nivel european, vă zic eu, e într-un recul de peste 10 ani, are niște motivații. Deci în clipa în care o să reînceapă, dacă o să reînceapă, dacă nu, poate că la fel ca și la fel cum cagoții la începutul modernității a iluminismului au dispărut ca națiune, ca entitate rasializată, poate că și cazul romilor va fi a unei dispariții ca identitate. Ok. Mai am două. Dan Chița, te rog, tu te înscrisesei să avei o întrebare. Bună seara tuturor. Eu am pus deja întrebările acolo în chat. Poți să repeți, că am văzut-o mai jos ca să... Da, poți să dacă... repet pe primele două și... Două, ia-le la rând. Hai. Prima întrebare, am zis așa, mă rog, am încercat să-mi răspundă Veronica Lazar, mulțumesc cu această ocazie, sună așa întrebarea, care sunt bazele istorice, zic eu grosomodă, nu conceptuale ale rasei și prin ce se definește rasa, pentru că n-am înțeles până la urmă cum stă treaba. Asta ar fi o întrebare. Și a doua, dacă însuși conceptul de clasă socială, așa cum îl folosim noi în ora actuală, ăștia de stânga, mă rog, mai marxiști, nu este și el un concept la fel de value-laden, de normativ, de încărcat de semnificații, ca și ăla de rasă. Și a treia întrebare, și o să fiu scurt, conceptul de gajo este și el rasist, așa că na, și țiganii se raportează la non-țigani într-un context destul de clar, zic eu. Mulțumesc. Ok, mersi. Cool. Marius, poți să fii succint ca întrebări cam grele de la Dan? Da, la prima întrebare, sau mă rog, prima parte a primei întrebări, mulțumesc pentru întrebări, a răspuns într-un fel Iulius când a menționat procesul de colonialism și procesul de explorări geografice și mai departe. Acestea sunt procesele istorice care au dus la nu discuțiile conceptuale, ci procesele istorice care au dus, începând cu secolul XV, la crearea conceptului de rasă, ajungând, cum spunea după aceea Mihai, la un moment dat, între această fuziune între iluminism și romantism. Dar ai acest proces istoric foarte simplu în care Europa se extinde foarte mult. Unii autori spun că, de fapt, ar trebui să merge până la perioada cruciadelor ca să identificăm primul mare conflict între civilizații în care problema rasei s-a pus ca fenomen istoric. Deci asta ar fi pe foarte scurt... să se spun așa, temeriile istorice ale... partea a doua se referă la cum definim rasa și dacă putem să o definim fără să fim rasiști, nu? Dacă am înțeles bine? Nu știu, da, dacă cred că întrebarea doamnei Ruxandra Ivan, să știți, ea era mai curioasă. Dacă nu, cumva okay. Încercând să definim rasa, ne asumăm însăși paradigma rasistă. Da, sigur că ne o asumăm. Da, ne o asumăm și am spus, există această ambiguitate când vine vorba de definirea rasa, pentru că la urmei orice formă de definire a rasei presupune o asumare a unui program rasist care crede în existența rasei ca și concept sau ca și realitate. Și chiar cele mai sofisticate încercări care le-am citit eu a tuturor filozofilor care au încercat să ofere cât de obiectivi față de a defini rasa, exista, bineînțeles, subînțeles, această, la un moment dat, esențializa rasa.
Așa, este un argument care, din păcate, nu trebuie să ne oprească de a discuta despre rasă și rasism, ci este un argument care trebuie pus tot tipul în față, dacă Veronica a spus, sunt de acord cu ea, ca să fim atenți tot timpul, ca să nu cădem în păcatul de a fi rasiști, antirasiști, știi? Ca să folosesc cuvântul ăsta. Da? Și aici se leagă și de a doua ta întrebare. Eu cred că conceptul de clasă socială este la fel de normativ și poate să fie la fel de opresiv și rasial ca și cuvântul de rasă. Și funcționează multe contexte ca și substitute. Îl schimbă pe cuvântul de rasă. Deci folosim cuvântul de clasă socială tocmai ca să descriem un context care este rasializat și care opresiunea funcționează în acest fel. Iulius a menționat foarte interesat comunismul sau, mă rog, marxismul. De fapt, dacă rasiștii clasici se legau de idei de civilizație, de inteligență, de chestii intelectuale, marxiștii, de fapt, folosind conceptul de muncă, au dezvoltat un antirasism țigănesc mult mai profund, pentru că, sigur, problema care se lega de rom era tot timpul aceasta, cum a spus Iulius. Ei nu vor să muncească. Și cele mai interesante programe eugenice, într-un fel, anti-rome, au fost dezvoltate de oameni de stânga. Sigur, și ăia de dreapta au făcut-o, numai cu știi nazist, dar ăia de stânga, la rândul lor, vreau să scape de rom, tocmai pentru că nu mergeau la serviciu, nu erau eficienți, nu se integrau în societate, nu voreau să facă nimic, nu țineau programul de la 9 la 5 și așa mai departe. Deci ai un discurs marxist de stânga, anti-rom, foarte violent, din păcate puțin cunoscut. Dezbaterile acestea nu sunt prea bine cunoscute. Deci sunt de acord cu tine, poți, și în anumite contexte, mai ales în America Latină, clasă socială funcționează de multe ori. Exemplul Braziliei este foarte bun, unde această fuziune între rasă și clasă socială și unde categorizezi grupurile umane de la baza lor, cum ar fi cei de origine africană, mai mult decât cea europeană, romii, ca fiind într-un fel o clasă socială. Dar de fapt ce vrei să spui este că sunt o rasă inferioară sau că sunt aparțin unui grup rasial și așa mai departe. Dar. Așa că da, funcționează acest lucru și este, cred că, bine că ai ridicat problema asta. Dar dacă Veronica are altă părere, aș dori să o ascult cu mare plăcere, dacă dorește să spună. Veronica, toată lumea vrea de cere. poți să intervii acum, mai este pe cineva, dacă... Da, Veronica, ești liberă, dacă... Scuze-mă, Dan, la a treia întrebare, cred că va trebui să răspund altceva, dacă conceptul de gagio este rasist. Revenim. Veronica... Mai aproape de microfonul te auzi. Așa, ceva acolo se aude. Se aude când lovești, nu se aude vocea ta. Acum cred că okay. Aia, foarte bine. Acum cred că se aude. Singura intervenție pe care aș putea să o am, ca să nu devieze discuția foarte mult, e despre teza istorică, despre când ar fi apărut rasismul. Și aici asigur că sunt nenumărate dezbateri de foarte mult timp în funcție de cum definim termenul ăsta și cum definim termenul de rasă și ce anume recunoaștem ca fiind ceva destul de strict încât să nu-și piardă specificul conceptual, nu? Adică nu orice fel de concepere a unor grupuri umane care să fie integrate într-o viziune ierarhică, să zicem, adică nu orice fel de dispreț față de alte comunități poate să fie automat rasism. Sau dacă e, atunci trebuie să vedem într-adevăr ce produce rasismul modern în mod specific și foarte, foarte dăunător, nu? Și în ce fel de conjuncturi funcționează. Și, nu știu, părerea mea, eu mă ocup de secolul XVIII, părerea mea e că secolul XVIII e fundamental pentru ceva ce are legătură cu conceptul nostru de rasă și de rasism și pentru ce a produs efecte în modernitate. Și că ce a fost înainte, în ciuda colonizării și exploatării, exterminării și așa mai departe, nu avea o dimensiune destul de, nu știu, sistematică, clasificatorie, biologizantă, în așa fel încât să funcționeze așa cum a funcționat după aia. Deci au trebuit să întâmple niște lucruri, cred, ca să se cristalizeze conceptul modern de rasă. Și e, mă rog, un imens șantier și niște dezbateri deschise pe care acum trebuie să le închidem. Da. Da, sunt absolut de acord. De fapt, teza cărții mele este exact asta. Pornește cu secolul XVIII. Chiar dacă fac referință, dar sunt de acord cu tine. Pentru mine, la fel,
este secolul XVIII, de unde putem porni să înțelegem cum înțelegem astăzi, de fapt. Sigur că există ce înțelegeau ăia în Evul Mediu sau în Grecia Antică, e o altă discuție, dar cum spuneai și tu, ca să înțelegem ce înțelegem noi astăzi prin rasă, dacă vrem să ne ducem în spate, în timp, secolul XVIII, ai dreptate, este locul unde trebuie să pornim. Și aici s-au spus mai multe păreri, chiar cu toții cred că am discutat despre lucrul ăsta într-un fel diferit, că se întâmplă ceva destul de interesant în secolul XVIII, care merită cunoscut mai bine, chiar și de oameni care nu sunt specialiști pe secolul XVIII, trebuie să știe acest lucru. Mulțumesc! Da. Mai este... Cineva vrea urgent sau e urgență? Nu. Mai este Simina Dragoș? Mai avea o întrebare sau intervenție? Da, mulțumesc! Da. Așa, nu te vedeam și nu știam care unde. Aici sunt, mulțumesc! Așa, te rog! Mulțumesc! Cumva mi-am ridicat mâna în mod virtual când discuția era la rasismul în spațiu public și despre asta vroiam să vorbesc, pentru că domeniul meu este educația și de curând am terminat un proiect într-o școală segregată, un proiect de cercetare într-o școală segregată și, mă rog, avea o parte în care vorbeam cu copiii și o parte în care vorbeam cu profesorii și este o întrebare unde? Școală segregată în România. Și vreau să combat puțin ideea că rasismul în România este mai mult legat de sfera privată, pentru că rasismul pe care l-am auzit din partea profesorilor a fost foarte foarte overt, foarte, nu știu să spun, îmi cer scuze, foarte pe față, ca să spun așa în termeni populari, în sensul că pentru faptul că eu sunt româncă albă, cumva a fost o prezumție că o să am aceeași opinie. Și profesorii s-au deschis opiniile rasiste față de mine într-un mod foarte, foarte direct. Și cred că aici e important să ne gândim puțin la cum credem că o să se poată combata rasismul. Pentru că rasismul nu o să se combate niciodată, din punctul meu de vedere, prin paradigmele astea liberale, de includem istoria romilor în programa școlară. Istoria romilor există în programa școlară. M-am interesat foarte îndeaproape și există programe școlare, dar nu se predă. Deci, lucrurile astea sunt, cumva, asta e întrebarea pe care vreau să o pun. Dacă credeți că în paradigma liberalismului pe care ne-o vinde Uniunea Europeană și pe care o cumpărăm pentru că nu avem de ales, putem vreodată să ajungem la... Nu vreau să folosesc cuvântul integrarea romilor, pentru că nu cred că asta e ideea, că sună prea mult ca asimilare, dar la un respect între rom și din partea românilor față de rom. Pentru că, cel puțin dacă ne uităm acum, proiectul la care lucrez momentan este despre rasismul pe social media, în special pe Facebook. Rasismul pe social media nu este deloc în sfera privată, este foarte direct și foarte public și multe dintre ideile care care circulă în rasismul de pe social media în limba română în momentan sunt foarte... Sunt angrenate în niște idei intelectuale foarte... Nu-mi dau seama de unde vin, de ideea de să trimitem romii înapoi în India, chestiuni din astea care au totuși, desigur, o bază intelectuală nefondată, dar au un fel de bază intelectuală și cred că nu sunt foarte coerentă, nu vorbesc limba română foarte des, îmi cer scuze și de aia nu sunt foarte coerentă, dar... Ideea, întrebarea pe care vreau să o pun e dacă putem vreodată să trecem de paradigma asta liberală prin care privim rasismul, mai ales din faptul că este atât de public în România, cel puțin în sfera online, și este netaxat. Este public și netaxat, asta mă șochează pe mine. Nu știu cine vrea să răspundă. Eu va trebui să plec curând, așa că pot să răspund foarte scurt. Ai perfectă dreptate. Când vorbeam de sfera privată, vorbeam despre anumiți intelectuali români, nu vreau să le dau nume, care pe public sunt foarte, și a menționat și Vasile, sunt foarte drăguți și foarte politicoși și nerasiști, dar în spațiu privat sunt foarte rasiști și se scapă uneori, cum vedem, că postează tot felul de chestii și după aia, sigur, discuția devine... La asta mă refeream. Nu știm cu toții cât de public este rasismul în România și ai dreptate, din păcate, oriunde mergi acum o să auzi peste tot și în școli și peste tot.
expresii destul de rasiste. Asta era, cred că, treaba. Suntem din nefericire cu toți de acord cu tine, Simina, că rasismul public român este pe față, nu este privat neapărat. Este și privat, este și pe față, este în toate felurile. Sunt de acord și cu tine legat de liberalismul, care, să mă rog, nu știu cum să-i spun dacă este liberalism sau neoliberalism, sau această idee că trebuie făcute aceste lucruri pentru ca să... Nu cred că asta este soluția. Cum spuneai și tu, istoria romilor se predă la școală, se predă și despre Holocaust, se predă și s-a schimbat ceva nu prea mult. Ai dreptate. Pentru că, totuși, discuția trebuie să fie internă și critică din ținul societății, fără adoptarea de modele liberale sau nu știu cum să le numesc, sau a politicii corecte care vin din exterior. Nu cred că asta este mers înainte și că așa trebuie făcută treaba. Cred că trebuie să existe sânul societății civile române și există deja. Sunt foarte multe grupuri, și tinere și mai în vârstă, sunt și de stânga și nu de stânga, care sunt foarte antirasiste, sunt foarte clar publice, fac activități. Există se ridică foarte multă lume împotriva nedreptăților, atât sociale cât și cele sexuale și rasiale în România. Există un spațiu civic foarte puternic și foarte adânc, care nu cred că este rezultatul liberalismului importat din străinătate. Dar trebuie făcute, poate mai bine cunoscute, activitățile lor, trebuie făcute cunoscute publicațiile lor, articolele care le scriu, dezbaterile care le organizează. Și eu locuiesc în străinătate și mi este greu să urmăresc absolut tot ce se scrie și ce activ, și încerc, dar din câte știu eu este o muncă multă și de cu tot respectul pentru ce se face, dar se face mult și trebuie ținut cont de acest lucru. Trebuie scăpat de obsesia pe care o avem să ne uităm la figurile politice sau la intelectualii români de marcă, în ghilimele, care ghidează spațiul public și așa mai departe, pentru că, cum spuneai și tu, când te duci prin România sau te duci într-o școală din România, atât profesorii cât și elevii sunt destul de rasializați și rasiști în același timp. Aș încerca o scurtă explicație. Există o continuitate a rasismului față de romi, care merge dincolo de, hai să spunem, proiectul liberal sau neoliberal. La modul cum am definit antițiganismul, are câteva asumții centrale, prezumții centrale. Și una dintre ele este lipsa de civilizație, înapoierea romilor. Ori asta s-a văzut și în proiectul autorităților comuniste și se vede și în ziua de astăzi. Ideea centrală, și nu doar în România, ideea centrală era, e datoria noastră să-i civilizăm pe romi, unii cu intenții absolut generoase, da? De la Maria Tereza și Iosif al II-lea până în zilele noastre, da? Și atunci ideea e, trebuie să-i punem pe romi în școală, să-i învățăm să se spele și să aibă o arșcare igienă personală și dacă învață să scrie și să citească, e ok. Niciodată nu s-a pus problema în termenii de a oferi o educație de aceeași calitate tuturor, da? Pentru ei era suficient și inclusiv în ziua de azi e suficient dacă romii vin la școală, da, mai lipsesc, mai așa, nu contează că nu primesc aceeași calitate a educației și prin urmare reproducem inegalitățile sociale, da? Ei nu vor putea să intre într-o competiție cu restul. Important e că îi facem mai puțin țigani, îi facem mai mult ca noi. Da? Și proiectul acesta civilizator a mers de-a lungul istoriei. Nu știu cât de mult are de-a face, probabil ce a adus nou proiectul liberal sau să-i spunem neoliberal, da? A fost competiția acerbă pe piața muncii și competiția pentru resurse. Da? În comunism, de exemplu, competiția erau și alți factori care intrau în rol. Loialitatea față de partid, și ideologie, dar în momentul de față nu există alte filtre. Și atunci
e la liberă. Da. Ok, fiindcă timpul s-a cam scurs, îmi cer scuze dacă cineva a vrut să mai intervină, să mai comenteze. Sunt două ore deja, am trecut deja două ore de... și știu că și Marius e cu... Noi am zis că o oră jumate. Asta înseamnă că trebuie să facem mai des, să ne vedem mai des, pentru că sunt multe lucruri de discutat. Sper că... Scuză-mă că te rup, Vasile, te rog frumos, există o posibilitate de a răspunde la întrebarea despre Gaggio. Te rog. Dacă poate, nu vreau să închid brusc. Terminăm cu acest lucru, pentru că este un lucru important, cred. Ok, că... foarte bine. Cine răspunde? Deci am convenit că atunci când rasist... Stai că era... Vasile, stai o secundă, că avem pe cineva care dorește să răspundă la întrebarea asta. Aș renunța minutele mele pentru... Aș ceda minutele mele... M-auziți? Da, vă auzim. Aș ceda minutele mele domnului Vasile Ionescu, bănuiesc că sinteza dumneavoastră sau, mă rog, intervenția ar fi fost mult mai importantă. De aceea o să mă rezum în trei propoziții pe termenul de Gaggio. Deci întrebarea era dacă termenul de Gaggio este el la rândul lui un termen rasist, rasial sau rasist. Da. Da? V-aș face următoarea explicație și judecățile de valoare după urmează să le faceți dumneavoastră sau, eu știu, într-o altă emisiune, într-un alt Zoom. Ideea este așa, că termenul de Gaggio este un term generic în limba romanii care se raportează la oricare populație, să zic, de contact cu care romii au intrat de-a lungul istoriei, să zicem, și pe care l-au păstrat până acum, denumind generic acea populație care nu este romă, ceea ce nu este din interiorul comunității. Și asta se referă nu numai la români, nu se referă la maghiar, nu se referă la bulgar, nu se referă la nen. Este un termen generic. Aș putea să merg mai departe și să spun că spun o Gaggio referindu-se la tot ceea ce înseamnă străin de comunitatea romă, dar există și termen de plural și acolo se individualizează conotația. Însă în ideea că rasializarea și rasismul este raportul de dominare dintre superior și inferior, în cazul acesta, dacă vorbim despre Gaggio, este doar un termen care delimitează contactul cu cealaltă populație, dar care raportul de dominare este inversat. Adică romii, în această conotație, în această denumire generică a celuilalt, care nu este rom, nu aduc nu aduc acest raport. Este de fapt raportul invers, da? Rămâne de văzut dacă termenul de Gaggio, în general, cum v-am spus, pentru ceea ce nu este din interiorul comunității, da? Rămâne de văzut dacă acest termen va îngloba rasializare sau nu într-un termen al, cum spuneați dumneavoastră, al națiunilor, al națiunii, al etichetării prin națiune și prin rasializare, sau rămâne de văzut în istorie. În același timp, aș vrea să vă spun că, de pildă, pentru românii, în Romanii, pentru cei din România, s-ar putea să fie și în spațiul bulgar, aici nu sunt foarte sigură și nu vreau să mă aventurez într-o explicație, dar există și termenul de vlah, ovlaho, spun romii, și este mult mai specific, cel puțin în comunitatea și în limbajul, în comunitatea mea, se folosește acest termen de vlah, poate mult mai aproape de denumirea de valahi, de vlahi. Aici dumneavoastră sunteți mult mai bine informați. Eu am vrut doar să vă dau niște informații strict lingvistice. Mai sunt și altele. Raclo, de pildă, e un prieten care se referă la fel, la cineva din afara comunității, da? Dar important este că raportul de rasializare este invers. Vă mulțumesc foarte mult, scuzați-mă pentru așa, să zicem, viteză, ton. Am încercat să dau aceste informații aici. Mai simplu, pe românește, gagiu, gagică, e traducerea termenului gagiu. Gagică, gagin, gagic, înseamnă prieten, prietenă. E un mic paradox, pentru că termenul vine din turcă, agagic, așa înseamnă prieten, pentru că mulți români folosesc termenul amal pentru prieten. Cum spunea și Norica, atunci când vorbim despre gagii, nu ne referim în sensul rasial, dar în intergrup, dacă de pildă ești, cum spunea Adrian, dacă ești rom gagicanizat, românizat,
ești exclus mai degrabă decât inclus. Deci termenul nu are încă un sens rasial în ceea ce privește interacția cu gagii, cum zicem noi, mai degrabă în interiorul comunității are forță rasistă. Mersi. Da. Marius, ai ultimul cuvânt. Da. Sau nu mai... Nu mai poți? Două cuvinte, poate. Bună seara. Trei cuvinte. Mulțumesc și bună seara. Am învățat foarte mult din această discuție și sper să ne reîntoarcem la aceste dezbatere și sunt într-un fel nu știu cum să spun, sunt foarte impresionat de bogat poate să fie acest dialog și este păcat că nu se continuă și mai mult și să sperăm că și alții o să facă și o duce mai departe această conversație. Mersi mult pentru toți, mersi invitaților, mersi Marius. Așteptăm carte nouă. Acum suntem în... Va apărea luna iunie, este o carte okay. Rasismul maghiar. Sper că se numește felul următor, dacă îmi dai voie o secundă. Te rog. Războiul Sfânt al Rasei. Wow. Eugenie și protecția națiunii în Ungaria, 1900-1919. Vă invit să o citiți cu plăcere. Wow. Mersi mult. Te așteptăm și când apare, poate ne vedem data viitoare live, știi? Să o întrebare, rugăminte. Am văzut că și Vasile a înregistrat mai devreme, nu știu dacă sunt publici undeva, eu tot am înregistrat, vă rog să-mi permiteți să public discuția pe YouTube, pe Curaj TV. Eu nu am nimic împotrivă, dacă restul are... Mulțumesc pentru încredere, da. Sper okay. Să mai vedeți astfel de discuții. Mulțumim! Mulțumim mult! Mulțumim, Vasile, pentru tot! Mersi vouă pentru tot, haide că mi s-a făcut foame! Seară bună! Seară bună! Numai bine! Salutare! Mulțumim. La revedere! La revedere!